care repartă numai de scandaluri, iar în țara de origine, Austria este privit ca un zeu. De ziua lui Arnold Schwarzenegger a primit cadou de la austrieci un muzeu care a fost dedicat în localitatea natală. Fostul guvernator a rămas însă în California, unde este în plin proces de divorț. Aici începe povestea terminatorului. Această casă din satul Tal de lângă Graț, în care Arnold a copilărit, a fost transformată în muzeu. Multe exponate amintesc de primii ani de viață viața actorului guvernator. This house was quite a humble place. The top floor flat where Arnold lived with his mother and father and brother, didn't have running water. And they'd have to use things like this in order to do the laundry and the washing up. The other thing that this house didn't have was electricity. A action. But in the action În Arnold Schwarzenegger Muzeul dezvăluie publicului perioada în care Arnold lupta pentru titlul de Mister Univers la Culturism. Există însă și o secțiune despre cariera sa hollywoodiană, dar și de guvernator al Californiei. Celebrul Terminator nu putea lipsi dintre exponate. La mii de kilometri de Austria, Arnold a fost singur în dimineața zilei în care a împlinit 64 de ani. A făcut o plimbare cu bicicleta prin Santa Monica. Ulterior s-a întâlnit cu soția și copiii și au ieșit în oraș. El este în proces de divorț după ce s-a aflat că a avut o relație extraconjugală cu menajera, din care a rezultat un copil.